Încerc să trec peste ziua de... Cum ați trăit meciul? Da, nu. Știți, nu e problema cea mare, nu e cât a bătut Steaua, că până la urmă, în aceste derbiuri se poate întâmpla mult. Da. Problema e că a bătut niște copii. Dănuț, la ce te așteptai înaintea meciului? Ce sperai că o să se întâmple în prima manșă? Falemi sunt, te salut. Salut, salut. Nu știu, aș fi vrut să văd altă mentalitate la jucătorul lui Dinamo, altă dorință, nu știu, poate, într-adevăr, fără să supere pe mine Mihal, cea poate o pălărie ca mare pentru el în momentul ăsta la Dinamo. Dar banderola de capitan pe brațul lui Ricardo Grigore nu e cam mare? Să știi că, până la urmă, nu cred că... Bine, am mai citit niște declarații de-a lui Dinu sau... Da. Lucescu l-a făcut pe Lupescu, capitan de echipă, în contextul în care aveam 12 jucători la echipa națională. Da. Dar poți să crești un copil lângă alt jucător cu experiență, dar să pui căptam de echipă un copil la o echipă care se chinuie, nu știu, nu cred că e un lucru bun. Da, e Mihal cea slab ca antrenor, domnul Lupu? De un an de zile am spus că Ricardo mai mult vorbește decât joacă. Așa e. Da, da, știi cum e. Sunt fiecare echipă, fiecare antrenor încearcă să facă ceva. Nu știu dacă a fost alegerea lui Mihal cea mai bună, dar nu cred că Dinamo a pierdut și că a fost Ricardo antrenorul capitan de echipă. Auziți un mesaj pentru dumneavoastră de la o privitoare, Mădălina Popescu. Domnule Lupu, veniți la Dinamo înainte de fiecare partidă să le țineți un discurs jucătorilor și poate vor reuși să devină cât de cât fotbaliști. Că aseară nu am văzut fotbaliști pe teren, am văzut doar niște globe. Cum comentați? Eu am spus-o ce repet, un antrenor mare e cel care e un pedagog extraordinar. Eu nu cred că poți să mai înveți multe lucruri jucătorii peste 21-22 de ani. Dar nu e Mihal cea antrenor de Dinamo, domnul Rupu? Am spus-o și puțin mai devreme. Nu cred că era momentul pentru el să vină la Dinamo. De ce? Situația foarte grea sau nu e el suficient de pregătit? Situația foarte grea și nu cred că avea experiența necesară să poată gestioneze această problemă și în contextul în care sunt probleme foarte mari și un vestiar. Păi, spuneți-ne un nume care ar fi mers. Eu sunt două, trei grupuri pe acolo care fiecare trage unul stânga, unul dreapta, unul sus, unul jos. Da. Spuneți-ne un nume sau două care ar fi fost potrivit la Dinamo în acest moment din punctul dumneavoastră de vedere. Să redreseze corabia. Da. Bălănescu, cred că ar fi fost. Să fac și el antrenor. Haideți, domnul Lupu, nu știu, Cornel Dinu, Lucescu, spuneți-ne cineva. Păi, haideți să vă spun ceva. Oamenii de care a spus au creier. Nu cred că ar veni la Dinamo antrenor în situația asta. Nu știu, dacă sunt puțin și ne gândim în ultimul timp, de la Andone încoace, în afară de Contra, care cât de cât... a antrenat și era așa, trebuie să recunoaștem că toți antrenorii care au venit, Bratu, Mihalcea... Și Rednic a făcut treaba. Ce treabă a făcut, domne, ultima oară? Da, a făcut. Vreți să vă spun ceva? Mircea, singura treabă pe care a făcut-o cât de cât era o liniște financiară și nu era problema asta. Păi, care... păi da, dar pe asta poți să începi să faci fotbal. Da. Sunt de acord cu tine, dar nu cred că... Adică după aia trebuie să-l și lași. Să aduci bani de acasă. Da, da, sunt corect. Și eu sunt de aceeași părere. Eu nu sunt de acord ca un antrenor să dea bani la un club. Își cumpără cumva liniște. Da, dar liniște. Stai puțin. Păi atunci hai să facem așa. Toți patronii
să plece, să lase antrenorii să fie și conducători, să fie și proprietari. Auziți, domnul Pum, mă gândesc acum la gluma pe care am făcut-o cu dumneavoastră cu câteva zile când am mai vorbit, când am spus că Fabrini are ceva din Lupu. După meciul de aseară mi-e și rușine, nu-i bună nici de glumă. Stai liniștit că nu-i bună nici de glumă asta. Să știți că are ceva din sexul, bărbătă. Da. Aveați pretenții mai multe de la jucătorii cu cote de la Dinamo, Sorescu, Fabrini, Vali Lazar, Montini? În primul rând, acești jucători pe care mi-a spus, în afară de Lazar, care mi-aduc aminte anul trecut, un meci cu Steaua, ziceai că a făcut meciul vieții lui și aseară, când am văzut că a dat cu latul la poartă de la 10 metri, înseamnă că nu mai poate, trebuie să-l lase. De dumneavoastră, cum trăgeați din poziția aia? N-am nici trăgat cu lat. Cum? Eu nici nu trăgeam la poartă, poate cercam altceva. Nu știu. Acum, știți cum e? E ușor să criticăm. Dar, de fapt, nu criticăm. E ușor să spunem. Dar să știți că, dacă stau puțin și mă gândesc la situația jucătorilor Dinamo, mi-am dat seama că, momentan, da. Nu există niciun jucător în acea echipă cu caracter. Da. Sunt doar niște jucători care nu știu ceea ce înseamnă Dinamo. Asta spunea și Gianni Chirița înainte de noastră. Îmi pare rău de copiii care sunt la De Ricardo, de ceilalți copii, îmi pare rău, dar aseară niște copii de 17-18 ani a dat niște palme pe care ar trebui să trezească, dacă m-au de ce să trezească. Da. Ce ar fi de făcut din acest moment, domnule Lupu, ca să stea Dinamo liniștită, măcar din punct de vedere al retrogradării, să n-ajungă în Liga a doua? Să știți că, cu părere de rău, unii chiar mi-au dat de înțeles că și-ar dori această retrogradare. La cine vă referiți? N-are, nu mă pune. Hai, dați-mi un nume, că nu fugiți dumneavoastră de cuvinte. Nu. Știți, cu toate că nu înțeleg, fiindcă e foarte greu din divizia PES să încep să promovezi iarăși. Păcat de efortul acestor suporteri care trebuie să recunoască că au făcut niște eforturi extraordinar de mari. Cu toate că iarăși n-am fost de acord nici cu lucrul ăsta. Așa. Dar de ce nu ai fost de acord cu lucrul ăsta? Fiindcă acești suporteri extraordinari, acești suporteri minunați, nu vor putea să ducă asta până la capăt. Ce asta, au făcut? Asta simt au și eu. Prelungit agonia de 2, 3, 4, 5 luni. Corect. Au prelungit o agonie în care mi-e greu să cred și eu sau oricare ar veni investitor acolo la Dinamo, stai puțin, că iei și pe suporteri în spate. Iei, vrei, nu vrei, trebuie să le ceri părerea, trebuie să vorbești cu ei, trebuie să... Poate de-aia și la ora actuală pe undeva investitorii fug. Sau nu că fug. Se gândesc mai mult decât ar trebui.